Bună seara! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Cu sufletul deschis. Invitatul meu din această seară este arhimandrit Andrei Coroian, preot la Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae din Deva. Bună seara și bine ați revenit la noi, părinte! Bine, bună seara și bine v-am regăsit pe toți! Astăzi aș vrea să vorbim despre adormirea Maicii Domnului, o sărbătoare de o însemnătate foarte mare pentru creștinii ortodoxi, care are loc în 15 august. Și aș dori să vă întreb de ce este atât de importantă această sărbătoare pentru creștinii ortodoxi. Da, sărbătoarea Maicii Domnului, deci adormirea Maicii Domnului, este cea mai importantă sărbătoare dintre sărbătorile Maicii Domnului, adică dintre multele sărbători ale Maicii Domnului, pentru că sunt, știți că sunt patru sărbători numite praznice împărătești ale Maicii Domnului: nașterea, buna vestire, nașterea Maicii Domnului, intrarea și intrarea în biserică și soborul Maicii Domnului, este a doua zi de Crăciun, și aceasta, adormirea, mai este Sfânta Cuperământ, izvorul tămăduirii, punerea în raclă, cinstitului brâu, sunt mai multe sărbători. Dar dintre toate, adormirea Maicii Domnului este cea mai importantă și este cea mai importantă din toată biserica și din răsărit și în apus. Maica Domnului este, deci adormirea este la fel de cinstită și în lumea apuseană, în lumea catolică. Deci este singura sărbătoare, așa am putea spune, alături de învierea Domnului, care este cinstită pe întreg mapamondul creștin. De ce are însemnătatea asta atât de mare? Da, ea este cinstită, deci Maica Domnului, și în răsărit și în apus, pentru că este sărbătoarea proslăvirii Maicii Domnului. Așa cum vă recitam înainte de a intra în emisiune, din troparul praznicului, troparul din praznicul adormirii din slujbe ortodoxe, în care noi mărturisim, practic cântăm Maicii Domnului, cântăm în fața Maicii Domnului, în fața sicriului ei cu trupul cel de viață dătător, cântăm într-o naștere fecioria ai păzit, adică Maica Domnului a născut fecioară, a zămizlit fecioară, a născut fecioară și a rămas fecioară în vecii vecilor. Asta e o minune care nu se poate exprima în cuvinte. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Mutați-te-ai la viață fiind Maica vieții. Viața este cuvânt mare, Dumnezeu, fiind Maica vieții, adică Maica lui Dumnezeu. Și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Adică Maica Domnului, atunci când adorme, ea practic se mută din moarte la viață, se mută din lumea aceasta stricăcioasă în lumea nestricăcioasă, în lumea veșnică a lui Dumnezeu. Și această mutare a ei, așa este numită în biserică, adormire și mutare, înseamnă de fapt și proslăvirea ei. Așa cum între sărbătorile Domnului Iisus Hristos, deci cea mai mare sărbătoare dintre toate, sărbătoarea sărbătorilor, praznicul praznicilor, este învierea Domnului, pentru că învierea ne descoperă lumea nouă, lumea ce va să vină, lumea nemuritoare, netrecătoare, care o vom vedea doar în cealaltă lume. Așa și mutarea Maicii Domnului cu trupul, practic, ne descoperă viața ce va să fie. Pentru că după Domnul Hristos, care s-a înălțat la cer la 40 de zile după înviere, deci cu trupul său spiritualizat și mutându-se în interiorul Sfintei Treimi, unde a fost, deci lângă Tatăl, Sfântul Stăniloae spune că și trupul lui a primit toate proprietățile dumnezeiești. De aceea noi ne împărtășim cu trupul lui Hristos în mod spiritual, că trupul lui radiază lumină, putere, iubire în întreg universul. Din trupul lui, adică ceea ce era doar spiritual înainte, în spirit, acum și trupul lui a devenit atât de îndumnezeit
că din el izvorăsc puteri, iubire, putere, lumină. Și cum Domnul Hristos de s-a mutat, și pe Maica sa este prima ființă care a mutat-o cu trupul în dumnezeit, cumva, în duhovnicit. Adică, după ce ea a fost înmormântată, la trei zile a fost înmormântată în grădina Ghețimani. Pentru cei care merg la Ierusalim, știți, acea biserică a dormit ei din grădina Ghețimani, unde sunt și mormintele Sfinților Părinți Joachim și Ana, a părinților ei, care este o biserică subterană, foarte adâncă, cu sute sau mii de candeli, cel mai mult în lume, unde este și icoana Maicii Domnului Ierusalimitița, lucrătoarea Ierusalimului. Acolo Maica Domnului, practic, când a fost pusă în mormânt pe piatră, la trei zile s-a desfăcut mormântul, pentru că Sfântul Apostol Toma întârziase, o să vorbim, poate dacă o să ajungem la momentul respectiv. Și el, cu toți apostolii, au ajuns aduși de Duhul Sfânt pe norii cerului, aduși cu o zi înaintea adormirii, deci au fost lângă ea să-și ia rămas bun de la Maica Domnului când a plecat. Toma a venit la trei zile, Sfântul Apostol Toma, din India, tocmai din India. Și atunci când s-a deschis mormântul, mormântul a fost găsit gol. Și Maica nu mai era acolo, trupul Maicii Domnului. Și atunci ei, rugându-se, Sfântul Apostol Toma era foarte întristat și Maica Domnului s-a arătat deasupra grădinii Ghețimani cu omoforul ei în mână și în care le-a spus: bucurați-vă, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, așa cum este și fiul meu și așa cum scoateți acea părticică de pâine care se numește Sfânt Agneț, adică în cinstea Domnului Hristos, care vine trupul Sfântului Domnului Hristos, o să scoateți o părticică și pentru mine. Noi scoatem imediat o părticică pe Sfântul Dis și pentru Maica Domnului, dar în slujba ei se numite Panaghia, adică prea sfântă, și că și eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Am același dar de la fiul meu să fiu împreună cu voi. Și drept bucurie de mulțumire i-a lăsat Sfântul Apostol Toma omoforul ei. Și de atunci s-a știut că Maica Domnului, practic, ea este, a fost înviată, adică trupul, sufletul ei s-a unit cu trupul, înviată și proslăvită și dusă în cer de-a dreapta Fiului Dumnezeu, Fiului Hristos, Fiului Dumnezeu, Fiul ei. Da. Această sărbătoare a adormirii Maicii Domnului este precedată de un post care începe pe data de 1 august. Ce însemnătate are acest post și ce ar trebui să facă creștinii ortodoxi în acest post? Da, deci Maica Domnului, fiindcă a fost o ființă care a trăit la un așa înalt grad de sfințenie, toată viața ei a fost trăită în poș și în rugăciune. Noi știm din tradiție, practică, viața Maicii Domnului este cunoscută din tradiția bisericii. Nu s-a scris în Scriptură, pentru că era obiceiul atunci, în primele veacuri, să nu se scrie despre femei. În antichitate știți că femeia a fost, de-abia secole de-a rândul, a fost până s-a abolit sclavagismul și așa mai departe. Și atunci primele relatări despre Maica Domnului sunt în așa numita proto-evanghelia lui Iacob, care este o scriere apocrifă, dar care în secolul IV, când Sfinții Părinți au alcătuit canonul Sfintei Scripturi, a fost exclusă. Și tradiția bisericii, pentru că tradiția păstra viu toate evenimentele, se păstrau vii, care s-au consemnat foarte târziu. Și o așa numită cuvântare a Sfântului Ioan Evanghelistul la adormirea Maicii Domnului. Și acolo, de se scria despre viața Maicii Domnului, ori ea care a trăit, a fost născută prin rugăciune, când Sfinții Părinți s-au rugat toată viața, aveau poate 75-80 de ani, Sfinții Joachim și Ana. După aceea, la 3 ani a fost dăruită bisericii. Când avea 2 ani, a vrut să o ducă să trăiască în templu. Vă închipuiți o fetiță de 2 ani. Dar părinții, fiind foarte bătrâni, peste 80 de ani, se gândeau să-și împlinească făgăduința lui Dumnezeu, să nu moară cu făgăduința neîndeplinită. A fost dus acolo la vârsta de 3 ani. S-a întâmplat niște minuni, că ea a urcat singură cele 15 trepte foarte înalte pe care preoții templului urcau cântând fiecare câte un imn, câte un psalm la fiecare treaptă. Și apoi marele arhiereu, marele preot de atunci, Zaharia, care era nimeni altul decât profetul Zaharia, tatăl Sfântului Botezătorul, care a și rudă cu Maica Domnului, a luat-o în brațe și a dus-o în Sfânta Sfintelor. Asta a fost o mare minune, pentru că Sfânta Sfintelor, adică Sfântul Altar al templului, al legii vechi, era un loc sacru în care nu intra decât arhiereul o dată pe an, după multe rugăciuni și jertfe.
pentru că cine intra la acele locuri murea pe loc, adică era o sfințenie atât de mare, ori lumea încă nu era pregătită de întâlnirea cu Dumnezeu, nu se întrupase Fiul lui Dumnezeu, harul de a te uni cu Dumnezeu, de a-L vedea că l-a dus Hristos, nu era, și atunci oamenii mureau în prezența lui Dumnezeu, de aceea vedeți dacă din Vechiul Testament, o să vedeți multe cazuri. Și atunci ea este dusă în Sfânta Sfintelor, în Sfântul Altar. Ori acolo în Sfântul Altar, ea este crescută, educată, practic, de Sfântul Arhanghel Gavril. Ea nu mai avea părinți, fetiță de 3 ani, cum ea s-a încadrat în rânduiala templului, cât s-a putut încadra o fetiță de 3 ani. Dar spune că era foarte înțeleaptă, a învățat broderie, să coase, și a fost ireproșabil în toate activitățile care se făceau la templu. Dar ce era mai mult, că ea stătea noaptea în Sfânta Sfintelor să ruga și că nu mânca din mâncarea că se durea celorlalte fetițe care creșteau la templu, erau fetițe, cred că între 6 și 16 ani, era rânduială să stea la templu fetițele, și ea, Maica Domnului, deci era hrănită cu mană cerească, cu de mâncare specială adusă din cer și învățat tainele Scripturii, modul cum se înțeleg Scripturile, învățat modul cum să înțeleg de relația cu Dumnezeu, cum să trăiesc rugăciunile, cum să practică, învățată de însuși Sfântul Arhanghel Gabriel. Gabriel, care era venit din cer, care era al doilea arhanghel, era al lui Dumnezeu din cer. Și ea, practic, a trăit în această viață, deci, educată, mâncând mană cerească, doar în poș și rugăciune, toată viața ei. Ea se spune că a avut foarte multe vedenii acolo în templu, încât la vârsta de 5-6 ani a primit descoperiri de la Dumnezeu, cum a văzut Sfânta Treime, și a primit descoperiri la Dumnezeu că Fiul lui Dumnezeu se va întrupa și ea se ruga, practic, ea cunoștea în sufletul ei necesitatea întrupării Fiului lui Dumnezeu, care dacă nu venea Fiul Dumnezeu pe pământ, omenirea nu putea fi salvată. Și ea se ruga pentru lucrul acesta, rugându-se, cerea lui Dumnezeu, dar în smerenia ei și nevinovăția, ea nu credea niciodată că ea va fi Maica lui Dumnezeu. Spune, ea se gândea în smerenia ei, omenește vorbim, bineînțeles, că doar dacă ar duce odată o găleată de apă la cea care va fi aleasă să-L nască pe Fiul lui Dumnezeu și ea ca o slujnică să-i ducă o găleată de apă să-i spere scutecele. Asta era dorința ei. Sigur, Dumnezeu a iubit-o, cum spune că Tatăl a iubit-o, zice că o privea, zice Sfântul Gheorghe Palama, zicea, aceasta e fiica mea cea din veci, pe aceasta o să o leg Maica Fiului meu. Fiul o iubea și spune, aceasta este mama și mireasa mea, care mi-am ales-o să-mi fie mireasă și maică neprihănită în veci. Duhul Sfânt spunea, aceasta este mireasa mea cea neîntită, că din Duhul Sfânt avea să nască Fiul lui Dumnezeu. Și ea așa a trăit până la 15-16 ani, când a ieșit din templu, în această sfințenie, și apoi a fost dusă la casa lui Iosif, practic, sub formă de protecție a fecioriei. Adică ea avea 16 ani, acum trebuia să căsătorească ca orice fată, dar ea le-a spus preoților când a venit sorocul, că l-a văzut că ea nu se va căsători niciodată, că ea vrea să rămână fecioară în vecii vecilor. Lucrul acesta nu se mai întâmplase niciodată în istoria templului. Nimeni în istoria lumii nu credeau că toți, și păgânii antici, dar mai ales evrei, credeau că a naște copiii cel mai important lucru, pentru că proliferarea neamului și speranța că din acel neam se va naște Fiul lui Dumnezeu, care urma să se nască Mesia, era cel mai mare har pe care poate să-l dea Dumnezeu oamenilor, să se nască. De aceea și până astăzi, vedeți, și evrei și musulmani nasc 10, 15, 20 de copii. Și atunci ea a avut o gândire, cumva o dorință, care i-a pus în încurcătură pe preoții templului. Și se spune că preoțul templului a făcut un consiliu și a spus, ce să facem cu ea? O vedeau că e atât de pură, de nevinovată, vedeau minunile cu arhanghelul, că arhanghelul o învață să se roage, vedeau că e ceva supraomenesc. Și atunci, hai să alegem 12 bătrâni, peste 80 de ani, și din acești bătrâni, postitori, rugători, să se roage și le punem toiegile lor. Fiecare bătrân are un toiag, o cârjă, în Sfântul Altar. Și la care vedem vreun semn, cum s-a întâmplat cu toiagul lui Aron, care a înfrunzit în vechime, în timpul lui Moise, aceluia îi încredințăm spre ocrotire. Și toiagul Sfântului Iosif a înfrunzit, bătrân de 82 sau 84 de ani.
și așa sub protecția fecioriei, dar sub chipul căsătoriei, oarecum, că numai așa prevede legea, au dat-o pe Maica Domnului în îngrijire Sfântului Iosif. Și ea, practic așa, iese din templu, dar ea, toată viața ei a fost o viață de post și de rugăciune. Iar și după ce îl naște pe Fiul lui Dumnezeu la un an și ceva când stătea în casa lui Iosif, a fost bună vestire. Că știți, vine Arhanghelul din cer, îi spune, bucură-te, cea plină de dar, vei naște pe Fiul lui Dumnezeu. Ea rămâne puțin nedumerită, dar când aude că e vorba de o lucrare a lui Dumnezeu, adică nu e vorba ca ea să-și piardă fecioria, să trăiască o viață normală, omenească, e atunci să supune voie lui Dumnezeu și răspunde acel cuvânt smerit, facă-se voia ta, fie voia Domnului. Și atunci se întrupează în ea Fiul lui Dumnezeu. Ei, acum Sfinții Părinți explică că atunci când ea l-a primit în pântece pe Fiul lui Dumnezeu, în momentul când Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în ea și a realizat unirea ipostatică, adică firea dumnezească s-a unit cu firea dumnezească în pântecele Maicii Domnului, în acel moment ea a pierdut grija păcatului. Ea era atât de curată, nu păcătuise nici cu gândul niciodată. Este singura ființă omenească, afară de Domnul Hristos, care n-a păcătuit nici cu gândul niciodată. Deci nici cu gândul ea n-a primit gând omenesc. Vedeți care e. Și zice Sfântul Nicolae Cabasila, foarte frumos, zice că e singura ființă care s-a luptat cu toate imperele demonice. Vă dați seama, care ne aduc gânduri necurate, gânduri de mândrie, gândul la toți oamenii, că greșesc cel puțin cu gândul. Ea, zice, le-a înfrânt de copilă, la 50 ani, 12 ani. Și acum, până atunci, a avut lupte, probabil, a avut și ea lupte, dar spune că din momentul în care l-am primit pe Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut templu al Dumnezeirii, că Dumnezeu care locuiește în ceruri, în sfințenie, și zic, acum stătea în pântecele ei, și în inima ei, și în mintea ei, care era de mai demult. Și în starea asta, ea spune că a pierdut grija păcatului. Deci, a ajuns în imposibilitatea de a mai păcătui. Ea, în această stare, îl poartă 9 luni pe Fiul lui Dumnezeu în pântece, după ce îl naște, îl crește, îl spală, îl hrănește, îl alăptează, îl alintă, tot ceea ce se petrece într-o relație, deci, care, într-o mamă și un copil. Și datorită vieții ei, care, pentru că numai în sensul ăsta putem înțelege, de fapt, rostul postului adormirii. Ori ea, știți, nu a stat după aceea alături de Domnul Hristos, că Domnul Hristos a trăit și 30 de ani, și 33 de ani, și când Domnul Hristos era pe cruce, noi avem notat în Evanghelie doar atât, că el, în al cincilea cuvânt din cele 7 de pe cruce, a spus, Fiule, iată mama ta, mamă, iată fiul tău, adică grija lui pentru mama lui, adică împlinirea poruncii a cincea, să cinstim pe părinți, să-i grijim ca să ne fie bine nouă pe pământ. Și el se grijește de Sfânta lui Maică, de Domnul Hristos, Domnul Hristos se grijește de Sfânta lui Maică, o încredințează Sfântul Evanghelist Ioan, care era cel mai curat și el feciorenic, cel mai curat dintre Sfinții Apostoli, și spune, Fiule, iată mama ta, mama, iată fiul tău. Tradiția ne spune că tot atunci Maica Domnului l-a întrebat pe Domnul Hristos și a spus, eu cât o să mai stau pe pământ, că eu nu o să pot rezista să trăiesc fără tine, pentru că ea îl iubea atât de mult pe Fiul lui Dumnezeu, că nu îl iubea nici îngeri, heruvime. Vă închipuiți că ea atâta iubire a avut, dacă a reușit prin iubirea ei să-l atragă în ființa ei, în inima ei și pe pântecele ei. Da? Ea mai are o iubire față de Dumnezeu cum toți oamenii, tot un sfânt spune că toți oamenii împreună și toți îngerii împreună nu au atâta iubire față de Dumnezeu cât are Maica Domnului singură. Deci că iubirea de mamă e de neimaginat. Ori dacă fiul ei este Dumnezeu. Și atunci ea l-a rugat să o vestească, zice, când, să mai stea pe pământ cât va sta și apoi să o vestească când se plece la cer. Și tradiția îmi spune că a trăit 72 de ani sau 74, născută prin anul 20 înainte de Hristos și prin anul 52 sau 54, atunci a plecat la cer și a fost vestită exact cum a fost vestită la Buna Vestire de către Arhanghelul Gabriel. Poate pe momentul ăsta a venit Arhanghelul din cer de data aceasta nu cu un crin, care este crinul fecioriei, ci cu o ramură de măslin din cealaltă lume trimisă de însă Fiul Dumnezeu. Și a spus, Fiul tău, Dumnezeu, m-a trimis să spun, vremea este ca Maica mea să vină la mine.
și a pregătit-o, Maica Domnului s-a pregătit, s-a rugat, ea s-a tot rugat de ani de zile ca să plece la cerțul ea. Și, sigur, ăsta e un moment foarte frumos în care se petrec, eu am numărat, cred că, 8 sau 10 minuni concomitente în acel moment, în momentul adormirii, care este ceva deosebit. Ei, și în cinstea acestui moment s-a rânduit postul adormirii Maicii Domnului, adică exact cum pentru învierea Domnului, pentru patimile, adică moartea și mine, noi postim 40 de zile și ne pregătim ca să ne unim cu Hristos, adică la florii, practic, Hristos intră în Ierusalimul sufletului nostru și noi petrecem săptămâna mare cu mirele ceresc împreună și murim cu Hristos, înviem cu Hristos. Deci, așa, practic, și cu Maica Domnului, biserica a rânduit cel puțin 2 săptămâni de post, ca noi, prin acest post, prin rugăciuni, cântări, în toate bisericile în România, să, în aceste serii de 2 săptămâni, să cântă Paraclisul Maicii Domnului, care sunt cele mai frumoase slujbe. La Mănăstirea Nicula cântam Acatistul Adormirii Maicii Domnului, să cântam fiecare seară, într-o procesiune foarte frumoasă. În fiecare seară se făcea, practic, Acatistul din ziua practică adormirii și era o tradiție care, cum vă spun, venită fiind lumea puseană, pentru că în lumea puseană este o foarte mare cinstire a Maicii Domnului. Vă amintiți de Fatima, Medjugorje, sunt câteva locuri în Polonia, câteva locuri care merg milioane de oameni, peste un milion de oameni. Și poate după modelul acesta era și la Nicula, în care aveam după anii 90 până prin anii 2000, când s-au mulțit mănăstirile acum în Ardeal, aveam peste 500.000 de pelerini. Dar am vă închipuiți, 3 zile, 3 nopți, era o rugăciune într-una cu 500.000 de oameni care se rugau. Erau lucrări, nu puteți să face pele de găină, nu pot să le exprim în cuvinte. Și dumneavoastră ați trăit toate lucrurile astea de mai multe ori. Da, le trăiam noi acolo, am fost născut lângă mănăstirea Rohia, care tot așa se făcea priveghere prin așa, acolo e o pădure și o stâncă, nu intră cam 10.000 de oameni acolo pe stânci, prin pădure, nu încăpea mai mult, noi acolo mergeam de copii. Și am mers la Nicula, cred că o dată sau de două ori, doar înainte de Revoluție. După aceea la Nicula am mers de tot, ca monah. Da, și când erați copil și mergeați acolo, vă duceau părinții sau vă doreați dumneavoastră să ajungeți acolo? Noi mergeam la început cu părinții, până eram mici. Dar cred că cam din clasa 8, dar nu, mergeam singuri, așa grupuri. Se mergea în grupuri cântând. Deci cântam, eu specific în Ardealul de Nord, aceste cântări numite pricezne, închinate Maicii Domnului. Și cine vă învăța aceste cântări? De unde ați simțit nevoia asta ca să învățați lucrurile astea? Cântam și la biserică, le-auzam și la biserică, la cur, biserică, la strană, dar se găseau în anumite cărți, colecții de cântări. Am învățat multe și la Rohia, eu când am intrat în mănăstire prin anii 9, cu 30 de ani, știam vreo 60 de cântări. Deci care, și îs vreo 30 de cântări cel puțin în cinstea Maicii Domnului. Ori la Nicula era o tradiție, cum am spus, datorită faptului că mănăstirea a fost 160 de ani sub administrația Bisericii Greco-Catolice, care avea episcopia la Gherla atunci. Ori sub administrația Bisericii Greco-Catolice, episcopiei Greco-Catolice, deși nu era monahism, monahism n-au avut, să făcea slujbă doar de 3 ori pe an, la nașterea Maicii Domnului septembrie, Buna Vestire, 25 martie și adormirea. Dar veneau mii de oameni și cântau aceste pricezne. Asta a fost specific cu românesc. A venit măicuță să te mai vedem, să ne spune doar care mai avem Maica Cerului Nădejdea Poporului, sunt niște prezentatari frumoase care, mă rog, noi am crescut adică cu ele și adică sunt sângele nostru, nu putem trăi fără ele. Adică după fiecare slujbă seara, până să miruiau credincioșii, știți cum să miruiește aici la biserică. Deci noi cântam la strană, acum 30 de ani când am începători, până la 10, 12, 14 pricezne. Deci cântam până miruiau 1000 de oameni, cântam 14-15 pricezne. Și acolo era o tradiție, cum am spus. Deci Să cântau noi știam, cum vă spun, noi mergeam la Rohia și mergeam, te adunai grupuri așa și cântam. Care cântam. Am învățat multe și înainte de a intra în mănăstire la Rohia, dar la Nicula a fost culmea, o să vă spun că la Nicula, deci venind din toată țara, eu știu până astăzi grupuri, deci am așa, prin care veneau pe jos din Maramureșul istoric, din Bistrița, de la Bârgău, de acolo, care e peste 100 de kilometri, apoi zona Vașcău, Salunta, Bihor, de Sălaj, Codrenii, din satul mare, care vă dați
veneau 3 zile și 3 nopți pe jos, până la Nicula, cântând pricerne, cu prapuri, cu cruci, se opreau seara la o biserică dintr-un sat, pe drum, și acolo în biserică toată noaptea cântau. Mă gândesc că și acum se mai continuă aceste tradiții. Se continuă, dar din ce în ce mai puțin. Adică eu deja când eram stareț acum 10 ani la Nicula, da? Mai veneau și am întâlnit o bătrânică care venea 30 sau 40 oară de undeva din Vașchiov, din județul Sălaj. Era cea mai în vârstă pelerină și un băiețel de 12 ani, dar nu ceea ce era prin anii 94-95, când eu, deci mi-am amintesc cum veneau grupuri, deci după 3 zile și 3 nopți, deci veni pe jos cântând pricerne, doar că stăteau într-o biserică undeva noaptea, așa cântând, acolo, deci cele 3 zile cât ținea hramul, practic, nu dormeau deloc. Deci o noapte am stat și eu cu niște credincioși din Oradea, cred că erau de la Salonta. Deci toată noaptea am cuvrat biserica cântând și rugând. Trebuie să cânta 3 pricerne, să zicea după aceea de 10 sau 7 ori Tatăl nostru și Născătoarea. Și bă, da, deci oamenii aceștia o săptămână petreceau în rugăciune, încât îmi spuneam eu atunci, rațional vorbind, că ăștia, chiar dacă se rog o săptămână pe an, să te rogi o săptămână pe an într-una, după aia tot anul simți acea rugăciune. Sigur. Da. Și era ceva într-adevăr deosebit. Ori modul cum se trăia apoi, deci prohodul Maicii Domnului se făcea seara, până astăzi se face, slujbele tot așa se fac acum, se fac, spre exemplu, cele 7-8 ore de rugăciune sau la mănăstire și în cursul zilei se fac 3-4 sfinte mazluri. Așa că artiste, că e o slujbă în continuă la Nicul, așa acum. Da. Deci, părinte, am ajuns la sfârșitul primei părți a emisiunii noastre. Vom continua cu partea a doua a emisiunii. Vă mulțumesc. Le mulțumesc și telespectatorilor noștri că ne-au fost alături. Sunt Dacia Teodorescu și vă aștept în fiecare sâmbătă și în fiecare duminică cu sufletul deschis la Independent TV Hunedoara. Vă mulțumesc. La revedere!